Dragoș a venit ca vânător din țara ungurească, din orașul și de la râul Maramureș la vânătoare după un boul pe care l-a ucis pe acel râu Moldova. Iar cel ungurean și cu cel vrâncean mări se vorbiră, ei se sfătuiră pe la pus de soare ca să mi-l omoare pe cel moldovan. În calea lor stătea inexpugnabilă cetatea cărei garnizoană le opunea rezistență. Odată cu extinderea Imperiului Otoman în Europa, a început o nouă etapă a confruntării multiseculare dintre islam și creștinătate. În rândul turcilor care și-au închipuit că sunt încercuiți, s-a stârnit panica. Ștefan a fost felicitat cu prilejul biruinței de conducătorii de state europeni și de Papa Sixtus al IV-lea, care l-a numit pe Ștefan atlet al lui Hristos. 34 de victorii și în jur de 40 de locuri de închinăciune. Mănăstirea Putna a devenit ctitoria sa principală, grație amploarei, semnificației și cinstirii. În cea de-a patra la număr capitală au fost mistuite de foc curtea domnitorului, casele boierilor. Domnitorul moldovean a cedat, a acceptat mezalianța dintre fiica sa și un cazac. Poarta s-a angajat să respecte interesele popoarelor ortodoxe rămase pe teritoriul Imperiului, inclusiv ale locuitorilor Moldovei și Valahiei. Totuși, turcii au încălcat în repetate rânduri condițiile tratatului. În Basarabia se produce o explozie demografică. Ea devine un ținut atractiv cu privilegii pentru coloniști. Aici nu a existat iobăgie.